Vreau să deschideți Biblia împreună cu mine la Evanghelia după Luca, la capitolul 23. Mai întâi vreau să vă spun că sunt bucuros să fiu din nou acasă. Mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns cu bine în mijlocul dumneavoastră și mă rog ca Dumnezeu să lucreze mai departe și în această dimineață, în mijlocul nostru. Amin. Titlul mesajului din această dimineață este Ce să fac pentru ca să fiu iertat? Ce să fac pentru ca să fiu iertat? Știți că setul nostru de predici poposește de ceva vreme la subiectul mântuirii și când vorbim despre mântuire, în mod evident ne gândim la iertarea pe care noi o primim de la Dumnezeu. Și titlul predicii din această dimineață se referă evident la iertarea pe care noi o primim de la Dumnezeu. Ce să fac pentru ca să fiu iertat de Dumnezeu? Și la această întrebare răspundem din perspectiva unuia dintre cei ce au fost de față acolo când Mântuitorul Iisus era pe cruce. Și mă refer la tâlharul care, despre care Biblia ne spune că s-a pocăit. Doar evanghelistul Luca povestește despre asta, toți ceilalți patru evangeliști vorbesc despre cei doi tâlhari, însă doar Luca ne vorbește despre acest tâlhar care se întoarce la Dumnezeu. Și în capitolul 23, de la versetul 39, Până la versetul 43 ne este relatat acest fragment care răspunde la întrebarea ce să fac pentru ca să fiu iertat. Unul din tâlharii răstigniți îl, îl bagiocorea și zicea, tu ești Hristosul. Hristos înseamnă Mesia, adică unsul lui Dumnezeu sau cel care a primit autoritate de la Dumnezeu ca să salveze. Tu ești așadar cel care salvează pe alții. Mântuiește-te, a te mântui înseamnă a te salva, adică dacă tu pretinzi că ai autoritate de la Dumnezeu să mântuiești pe alții, mântuiește-te pe tine însuți și apoi mântuiește-ne și pe noi. În mod evident, ăsta își bătea joc de Isus cu aceste cuvinte. Adică îi spunea lui Isus, tu pretinzi despre tine că ești cel care salvează lumea, dar tu nu te poți salva pe tine dintr-o situație imposibilă. Dar celălalt, și despre celălalt vom vorbi în această dimineață l-a înfruntat și i-a zis Nu te tem tu de Dumnezeu? Tu care ești sub aceeași o Și nu doar că ești sub aceeași o sândă. Veți vedea că îi spune tu ești sub această o sândă pe bună dreptate. El este în mod nedrept aici. Și spune el în versetul 41 Pentru noi este drept că își primim răsplata cuvenită pentru fără de legile, adică pentru încălcările de lege, pentru fără de legile noastre. Dar omul acesta, și observație cu o mare, omul acesta, care nu este doar un simplu om, și veți vedea că acest har declară despre Isus mai mult decât, spune despre el că este mai mult decât un simplu om, dar omul acesta n-a făcut nici un rău. A ajuns el la concluzia că Isus nu făcuse nici un rău, cu toate că era pe cruce, condamnat ca cei mai, mai mari criminali. Și, și a zis lui Isus, Doamne, adu aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Doamne, adu aminte de mine și nu de faptele mele, de mine și de focăința mea și de mărturisirea mea de credință când vei veni în împărăția ta. Isus a răspuns. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine, rai. Amin. În vremea când eram student la București, la teologie, exista o încercare a focului pentru toți studenții din anul 1 și 2. Proaspăt veniți, fiecare dintre noi, din zona noastră de țară, trebuia să. Predicăm de două ori într-o biserică din București sau din apropierea Bucureștiului. Noi, ăștia mai tineri, preferam din, în apropiere, undeva în bisericuțe, în biserici ceva mai mici. Și pregăteam predica și la predică participau cel puțin un profesor și câțiva dintre colegi. Și a doua zi, la cursul de pastorală, mi se pare, urma critica predicii. Și apoi eu eram venit de la Bihor, cu vorbele din Bihor, cu accentul de la Bihor, și critica predicii consta în felul în care ai vorbit, în felul în care ai stat. De exemplu, acum am încălcat multe principii de retorică sau de omiletică prin faptul că am stat mult cu privirea plecată. Deci, dacă mâine, prin absurd, ar trebui să trec prin, același, prin aceeași încercare a focului, praf m-ar fi făcut. A doua zi, vă dați seama toată predica era tocată mărunt. Motiv pentru care pentru predica aceea ne pregăteam intens, uneori chiar mai mult decât pentru un examen. Mi-am și eu astăzi aproape tot ce am predicat pentru că am învățat-o pe din afară. De la gestică, la mimică, la cuvinte, mă străduiam din greu să nu zic cât un no, sau că o expresie din asta de la noi din Bihor. De asemenea, am pregătit textul, mi-am educat aminte și astăzi, fragmentul era din 1 Corinteni, capitolul 13, fiecare dintre voi știți textul acesta care vorbește despre dragostea lui Dumnezeu. Cred că dacă mă trezea la două dimineața, ți-aș fi recitat pe din afară tot capitolul 13. Și acum rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea. Nici nu ziceam bună dimineața, bună ziua, eram cu predica, pregătit. Mi-aduc aminte că am ținut-o, am zis-o, cred că și pauzele de respirație le am pregătit. Absolut fiecare detaliu din predică era perfect pregătit. Am dus și acum probabil că unii dintre voi vă aștepta să vă spun că m-am împodmolit. Nu, stați liniștiți, m-am împodmolit. Am zis predica impecabil, ca pe o poezie, rapid, cu pauzele care trebuiau făcute, retoric chiar mai bine decât am făcut-o acum. Oamenii au ascultat, s-au uitat, eram ca o furtună care a început dintr-o dată. Adică, vă dați seama, play, cred că dacă s-ar fi întâmplat orice în biserică, nu m-aș fi oprit din predică. Trebuia să o țin. Când am terminat-o, am simțit că cineva îmi ridică o povară. M-am dus la loc, am răsuflat ușurat, am avut senzația că a fost foarte bine, cu toate că în biserică n-a fost nicio reacție, decât o soră mai în vârstă, că m-am dus la loc, o Domnul să te binecuvânteze, dumneata zici că nu ești de la Bihor, că vorbești repede ca ești de la noi. Eu am luat-o ca pe un compliment, evident. Că în vremea aia încă vorbeam uh, în reluare. Mi-aduc aminte de asemenea că după mine s-a ridicat un om în vârstă care a zis așa. Dacă fratele acesta mai tânăr a ales textul din 1 Corinteni 13, o să vă vorbesc și eu de acolo. Și-a început să predice. Predica mea fusese foarte bine pregătită din punct de vedere teologic, exegetic, așezată perfect în context. Punctul 1, punctul 2, punctul 3, 3 puncte să se respecte, 3 subpuncte la fiecare punct. Ilustrația a spusă impecabil, respirația a spusă la timpul potrivit. Însă reacțiile oamenilor au fost aproape zero. Omul ăla se potihnea din când în când în vorbire, și când a început să vorbească despre dragostea lui Dumnezeu, potihnit, fără să facă exegeza chiar atât de corect pe cât am făcut-o eu, citind pur și simplu versetul și reexplicându-l, zicând, asta scrie, asta să facem, toată Biserica era cercetată și, și impactul vorbirii lui a fost unul devastator. Și eu eram intrigat. Până când, în timp ce vorbea, îl întreb pe unul de lângă mine cine e fratele și îmi spune numele lui. Și aflu că omul acesta fusese în pușcările comuniste nu știu câți ani pentru credința lui în Iisus Hristos. Și atunci mi-am dat seama care era diferența dintre mine și el. Nu era exegeza, nu era hermeneutica, nu era omiletica, nu era retorica, nu era oratoria, ci era trăirea. Pentru că omul acesta, vorbind despre dragostea lui Dumnezeu, vorbea din perspectiva unui om care petrecuse ani de zile în pușcările comuniste pentru acest Dumnezeu. Eu vorbeam ca unul care trebuia să dea examenul a doua zi și trebuia să bagera picioare de zis. Asta era diferența. El mărturisea, eu vorbeam. Că e una să predici, alta e să vorbești. Sunt vorbitori impecabili, și nu ne neapărat predicatori excepționale. Și orice predicator mai are și moment de vorbărie. Nu ziceți amin, dar ăsta e adevărul. E una când vorbești, alta e când mărturisești. Domnul Iisus, înainte de înălțare, le-a spus ucenicilor, vorbiți despre mine, oamenilor. Asta le-a zis. Le-a zis, când va coborâ Duhul Sfânt peste voi, în fapte 1 cu uh, 8, ci voi veți primi o putere când se coboară Duhul Sfânt peste voi și veți fi Martori. Ce înseamnă martor? E ăla care a fost de față. E cel care a văzut cu ochii lui și mărturisește, adică spune și altora. Nu trebuie neapărat să spună impecabil. Că adevărul nu e întotdeauna impecabil. Când ceva e prea bine așezat, e ceva suspect acolo. Minciuna întotdeauna e impecabilă. Florile artificiale arată întotdeauna perfect. Cele naturale nu arată perfect niciodată. Mărturisiți. Ce înseamnă să mărturisești? Adică nu doar să știi adevărul despre Dumnezeu, ci după ce acest adevăr al lui Dumnezeu coboară în viața ta, schimbă ceva în viața ta, tu mergi și spui altora. E ca atunci când vii și spui aici în față, spun în față, fraților, Dumnezeu nostru poate vindeca. Și vă dau argumente biblice și exegetice și vă spun pe puncte și voi dați din cap și așa Și vine altcineva în față și spune, de adevărat Dumnezeu nostru poate vindeca Și uitați, eu am fost bolnav de cancer și Dumnezeu m-a vindecat Deja El mărturisește și mărturisirea Lui are mai multă putere Și, și are o, există o mare putere în mărturisire și la asta îi cheamă Dumnezeu pe noi. Nu să vorbim, că de vorbit, mai ales noi pocăiții, cred că dacă am dat un test, nu știu, mai ales că am crescut în biserică, mulți dintre noi, cred că dacă am dat teste de vorbire, pe vremuri era dezvoltarea vorbirii, nu știu, ăștia care sunteți mai tomnate și ați trecut prin școală în perioada aia, trebuia să vorbești. Vorbim impecabil, dar prea puțin dintre noi, în modul cel mai real, mărturisim. Dumnezeu caută și astăzi mărturisitori. Oameni care se proclame. Și în această zi am ales să mărturisesc din perspectiva unuia care a fost acolo, lângă, lângă crucea lui Isus, suntem la cina Domnului, suntem la capitolul despre mântuire și omul acesta se potrivește foarte bine cu tema noastră. E vorba de tâlharul despre care unii spun că ar fi fost în partea dreaptă ca să păstreze simetria biblică, dar Biblia nu ne spune că a fost în dreapta sau în stânga, contează mai puțin despre tâlharul acesta care a fost acolo în ziua răstignirii lui Isus. Acum, răstignirea lui Isus a fost un eveniment foarte mediatizat. Dacă ar fi existat canale media ca astăzi, sunt convins că luni de zile acest eveniment ar fi fost breaking news. Pe toate live-urile, online-urile, s-a fi vorbit doar despre asta. Isus a fost un învățător extrem de popular, a făcut multe minuni, foarte iubit de oameni, când predica se strângeau oamenii cu miile. Execuția lui pe cruce cu siguranță a fost un eveniment despre care lumea a vorbit. Dar pe lângă asta, noi știm bine că răstignirea lui Isus, patimile lui sunt însoțite de patru semne ieșite din comun. Deci dacă ar fi fost doar răstignirea lui Isus, tot ar fi fost ceva cu totul și cu totul ieșit din comun. Dar imaginați-vă, aduceți-vă minte că Evenimentul ăsta a fost însoțit de altele, din tuneric, câteva ore. Gândiți-vă cum ar fi să se facă în tuneric dintr-o dată. Sper să nu se oprească curentul. <laughs> Mi s-a întâmplat odată la o predică treaba asta, vorbeam despre iad în județul Arad, chiar în leagănul penticostalismului, la Păuliș, la Căminul Cultural. Când v-am vorbit despre iad, dintr-o dată s-a făcut în tineric? Total! În casa de cultură, n-aveam lumină, unul care venise din afară a prins o brichetă, mi-aduc aminte de treaba asta. Acum sper că în timpul predicii, dacă zic despre întuneric, să nu se facă întuneric. Gândiți-vă că a fost întuneric atunci când Isus era pe cruce trei ore. De ce? Pentru că în Biblie întotdeauna întunericul simbolizează pedeapsa lui Dumnezeu. Biblia spune că cei necredincioși vor fi aruncați la sfârșit unde? În întunericul de afară. S-a făcut întuneric pentru că în cele trei ore toate păcatele umanității cădeau asupra lui Isus. Toată istoria lumii, cu toate violențele, cu toate nenorocirile cădeau asupra lui Isus. Chinurile iadului pe care milioane de oameni ar fi trebuit să le suporte și de care vor fi scăpat prin credința în jertfa lui Isus, cădeau asupra lui Isus. De aceea Isus a strigat atunci în limba aramaică, Eli, Eli, lama sabachtani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai părăsit? De asemenea, se rupe perdeaua din templu, un semn foarte important pentru evrei, despre care o vorbim Marius aici, în ziua de vinerea mare, se rupe perdeaua în templu, cea care despărțea locul sfânt de locul prea ca semn că de astăzi încolo avem acces direct la Dumnezeul Sfânt prin Isus Hristos, glorie Lui! Totodată s-a făcut un cutremur de pământ care, care manifesta puterea lui Dumnezeu. Că tot se vorbește mult despre cutremure și știu că le-am trăit și noi așa. Cutremurile astea, cutremurări mărunte pe care le-am trăit și noi pe aici în ultima vreme. Nimic comparabil însă cu ceea ce a fost atunci, un cutremur mare de pământ. Și al patrulea semn, mormintele care s-au deschis, care anticipau învierea lui Isus și anticipau, anticipau în același timp sau vorbeau despre faptul că prin moartea lui Isus va zdrobi moartea și noi la rândul nostru vom birui moartea. Păi numai să fie aceste patru evenimente într-unul, gândiți-vă ce ar fi la știri. Cum ar vorbi ea? nu dau nume de posturi de știri. Câte discuții ar fi? De ce s-a făcut întuneric? Ce s-a întâmplat? Credeți că în vremea aia oamenii nu vorbeau? Ba mai mult, pentru că în vremea aia nu se filma, se fabula. Vă dați seama, pornea de la o chestie măruntă, ajungea ceva grozav. Câte mărturii extraordinare trebuie să fi fost, dar din toate mărturiile acestea, tot cea mai interesantă mi se pare mărturia acestui Tălhar, care a fost acolo atunci când Isus a fost judecat, care a fost acolo când Isus a fost pălmuit, care a fost acolo când Isus a fost biciuit, care a fost acolo, l-a auzit, l-a văzut când, care a fost acolo când, când, când Isus a zis Tată, iartă-i că nu știu ce fac, care a fost acolo când Isus a fost pus pe cruce. Și de la acest tâlhar învățăm care e secretul că el primește iertarea. Știți ce e interesant? Domnul Iisus nu rostește niciun cuvânt în dreptul celor care erau acolo, care îl provocau. Spune Biblia că unii își băteau joc de el, alții îi adresau tot felul de întrebări. Iisus era pe cruce și unii îl provocau. Și îi spuneau, tu ești Mesia, îi salvezi pe alții, nu te poți salva pe tine. Și Domnul tace în dreptul tuturor acestora, doar în dreptul acestui tâlhar spune, adevărat îți spun, Că astăzi vei fi cu mine în rai. Interesant, știți că numai Luca vorbește despre, despre, momentul ăsta, pentru că Luca îl prezintă pe Iisus ca fiind prietenul păcătoșilor. Pentru că așa cum a zis Mântuitorul, nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Luca îl prezintă pe Iisus ca păstorul care caută oaia pierdută printre spini ca cel care caută bănuțul pierdut în casă, ca cel ca tatăl care îl așteaptă pe fiul risipitor dus într-o țară străină după ce a risipit toată averea tatălui său. Îl prezintă ca fiind samaritanul milostiv care se îngrijește de cel căzut la marginea drumului. Îl prezintă ca fiind cel care stă la masă cu vame și, și păcătoși și ca cel care se oprește în dreptul lui Zacheu și spune astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Ca cel care o bagă în seamă pe Maria Magdalena, o femeie păcătoasă, și, pe care, și care o eliberează toată viața lui, prietenul păcătoșilor, toată slujirea lui, și acum pe cruce mare, lângă doi păcătoși. <laughs> și unul dintre cei doi îi spune, astăzi vei fi cu mine, în rai. Mi se pare extraordinar. Care-i secretul? Cum de Domnul nu tace? și în dreptul lui. Cu toate că omul ăsta era un păcătos, Biblia spune chiar în capitolul 23, versetul 32, spune că era un făcător de rele. Știu că unii vorbind despre acești tâlhari spun că ar fi fost niște patrioți evrei care ar fi luptat pentru emanciparea națională a poporului evreu. Nu știu, nu găsesc asta în text. Îmi vine greu să cred lucrul acesta. Indiferent, ei recunosc, de fapt unul dintre ei recunoaște, noi meritam pedeapsa pe care o trăim acum. E de la omul ăsta, Învățăm care e secretul iertării pe care noi o așteptăm de la Dumnezeu. Mărturia lui s-ar rezuma la o singură propoziție. Pentru iertare ai nevoie de acceptare. Mai zic o dată, pentru iertare ai nevoie de acceptare. Aș vrea să repetăm împreună propoziția asta pentru că asta e mărturia acestui tâlhar. O zic eu cu voce tare și după aceea o repetăm împreună. Pentru iertare ai nevoie de acceptare. Hai să repetăm. Pentru iertare ai nevoie de acceptare. Pentru ca să primești iertarea lui Dumnezeu, trebuie să accepti ce Dumnezeu a făcut. Știți că există două perspective când e vorba de iertarea pe care o primim de la Dumnezeu, două perspective care, care se bat cap în cap. Una zice așa. Mântuirea, iertarea o primești prin fapte. Faci fapte bune mai multe decât fapte rele, ești mântuit. Ceea ce absurditate, hai să fim serioși. Cine ar putea sta să zică, bă, astăzi am făcut asta, astăzi am făcut asta? Și o perspectivă total nebiblică, pe de altă parte perspectiva biblică e că Dumnezeu a făcut tot ceea ce trebuia să se facă pentru ca noi să fim iertați. L-a dat pe Fiul lui ca ispășire pentru păcatele noastre Mântuirea noastră este în mod absolut și total lucrarea lui Dumnezeu Dar noi trebuie să acceptăm această lucrare a lui Dumnezeu Ea trebuie acceptată prin credință Vedeți în urmă cu mulți ani, în 1960 în America S-a întâmplat o chestie foarte interesantă Un condamnat la moarte a primit din partea președintului hotărâre de grațiere Dar omul a refuzat-o și uh, Curtea Supremă de Justiție a Statelor Unite era pusă în situația în care să spună ce să facem. El a primit hotărâri de grațiere, dar nu vrea să fie grațiat. Și atunci hotărârea lor a fost așa. O grațiere nu este grațiere până când nu este acceptată. Mai zic o dată, o grațiere nu este grațiere până când nu este acceptată. Da, Dumnezeu a făcut tot ceea ce trebuia să facă. Și dacă citim, sunt foarte multe texte din Scriptură care vorbesc despre asta. Vă aduc aminte doar de Efeseni, capitolul 2, unde spune Biblia că mântuirea noastră este prin credință, prin har, ca să nu se laude nimeni, inclusiv faptele noastre bune, spune acolo și îmi place așa de mult, inclusiv și faptele noastre bune, dragi farisei, pentecostali sau baptiști sau ce confesiune om avea, până și faptele noastre bune au fost pregătite de Dumnezeu mai dinainte pentru ca noi doar să pășim în ele. E adevărat că Dumnezeu a făcut tot ceea ce trebuia să facă. E adevărat că noi eram total pierduți, însă, pentru ca lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu să se manifeste în viața noastră, noi trebuie să o acceptăm prin credință. Pentru ca să primim iertarea de la Dumnezeu, adică toată lucrarea asta care este totală, desăvârșită, perfectă, pe care Dumnezeu a săvârșit-o prin jertfa lui Isus Hristos în dreptul vieții noastre, noi trebuie să facem ceva, trebuie să o acceptăm. Și sunt patru lucruri pe care trebuie să le acceptăm. Să mă la ceas. E ora 11. Mai avem un ceas, stați în știți. Niciun amin. <gri> Marius mi-a zis să păstrez acolo pe mine ca -o să -mi fie cald și o să fiu mai scurt. Patru lucruri. Unu. Ce să fac pentru ca să fiu iertat? Aș... Trebuie să accept că sunt un păcătos. Doi. Trebuie să accept că Isus e mai mult decât un simplu om. Trei. Să accept că Dumnezeu mi oferă oportunitatea, șansa de a mă mântui sau de a fi mântuit. Cred că e mai corect să mă exprim așa. De a fi mântuit. Și patru. Accept că mântuirea este prin har. Primul lucru. Să accept că sunt un păcătos. Și acum, dacă vă uitați la omul ăsta, la Har, e singurul păcătos dintre toți ăia de acolo. Am avut uh, ocazia să predic de câteva ori în pușcărie. În diverse contexte. Domnule, în pușcărie nu există niciun vinovat. Niciunul. Ăia știți ce zic? Vinovații-s afară. Nevinovații-s aici. Dacă stai de vorbă cu ei, toți sunt pentru credință acolo. Știți vorba aia. Am crezut că nu mă prinde. Stai cu oricare ai de vorbă, toți sunt niște sfinți, din greșeală, o mama și tata s-au întâmplat, dar noi suntem băieți buni. Dacă vă uitați în jurul crucii lui Isus, Hristos murea pentru păcatele lumii și un singur păcătos, unul singur, acest tâlhar. Restul, restul, toți sunt ok. Inclusiv celălalt tâlhar Râde de Isus și își bate joc de el. Și dacă vă uitați în versetul 41, el recunoaște și zice, pentru noi este drept să fim aici. Îi spune el colegului său de suferință, care își bătea joc de Isus și care îi spunea, a, tu ești Mesia, tu ești Salvatorul, păi salvează-te mai întâi pe tine, fă exercițiul ăsta de salvare, mai întâi pe tine, după aia încearcă și cu alții. Este drept să fim aici. Că își primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Acum, cel mai greu lucru pentru cineva este să se recunoască. Și prima condiție pentru ca să primim iertarea de la Dumnezeu este tocmai asta. Prima condiție ca harul lui Dumnezeu sau lucrarea mântuitoare, lucrarea perfectă pe care Dumnezeu a făcut-o în viața noastră, pe care noi am primit-o de la Dumnezeu prin har, pentru ca să nu ne putem lăuda, că nu avem cu ce să ne lăudăm înaintea lui Dumnezeu. Prima condiție este să recunoști înaintea lui Dumnezeu. Lucru cel mai greu. Fi sincer, uite, de la pruncii cei mai mici, dacă vreți, vin și stau de vorbă cu ei și, și întreb. Ați făcut ceva? Nu. Întotdeauna o să zică că... alții îți devină. Dar vă zic ceva. Recunoașterea asta nu trebuie neapărat făcută în fața oamenilor. Dacă citiți Psalmul 32, zice David acolo, zice David acolo, mi-a mărturisit Domnului fără de lege. Și el a iertat vina păcatului meu. Câteodată trebuie făcut în fața oamenilor atunci când le-ai făcut oamenilor un anumit rău. Și vreau să vă dau un exemplu aici, că știu că dacă vă zic contemplare, sunteți mai atenți. În urmă cu ani de zile eram undeva într-o biserică prin Moldova și eram acolo, am ajuns mai repede, m-am. Uh, întâlnit cu păstorul bisericii, era foarte multă lume, cu, cu o oră înainte biserica era, era arhiplină. Și eram în birou și în timp ce eram în birou apare un uh, domn, un frate scump, cu un băiat după el, slăbuț, tuns la zero, cu o față de copil bolnav. Și spune omul acela, îi spune păstorului, frate, voi ne cunoașteți, copilul nostru știți că e bolnav de câțiva ani, avem nevoie de ajutor. Puteți să ne faceți o colectă? Și păstorul se uită la mine și mă întreabă pe mine dacă sunt de acord să fac o colectă. Și cum să nu fii de acord să faci o colectă pentru un copil aflat într-o situație de genul ăsta? Plus că el era păstor acolo și a zis, voi știți, îi cunoașteți, e hotărârea voastră. Au decis pe loc să facă colectă. S-a desfășurat programul, ori făcut colecta, ori strâns banii și am început să predic. Și în timp ce predicam, îl vedeam pe omul ăsta, stătea undeva pe primele rânduri. Avea în mână banii primiți într-o pungă. Mi-au -am aduc aminte și astăzi că era un pungă. Erau și bani mărunți, și bani mai mari. Și plângea, toată predica au plâns. La final, când am făcut chemare, locuiesc uh, Ora de departe de acolo, de orașul acesta și locuind atât de departe, mă gândeam, fac marea în timpul rugăciunii, ies ca să pot ieși mai repede să plec acasă. Am făcut chemare și a ieșit în față inclusiv omul ăsta cu punga lui de bani. Și mai mulți. Și când să ies, omul pune mâna pe mine și îmi zice, înainte să ieși, vreau să fac o mărturisire. Eu zic, nu zic eu cu mărturisirile, nu zice, vreau în fața tuturor să fac o mărturisire. Zic, nici la asta nu răspund eu, păstorul vorbește cu el, îl întreb pe păstor din priviri, mă apropiu de el și zice, lasă-l să vorbească. S-a dus la Amvon, au pus banii pe Amvon și a zis, copilul meu nu-i bolnav de cancer. Eu cu soția și cu familia ne-am hotărât în urmă cu câțiva ani de zile să profităm de pe bunătatea voastră, și de bunătatea tuturor bisericilor din împrejurimi. Să strângem bani, l-am tuns la zero, n-are nimic, nu a trecut prin niciun tratament. Toată biserica, uite cum e acum liniște, s-a făcut o liniște mormântală. În biserica aia era, până în momentul ăla, era. Când s-a făcut liniștea aia, pe primele rânduri erau niște celebri interlopi din localitate. Mi-aduc aminte că i-au pus bani la colectă, că oamenii ăștia sunt de obicei foarte sensibili. Adică îți ei mai... Dacă nu-i vorba de cazuri sociale, mi-aduc aminte că au pus bani mai mulți, că ăștia când pun bani trebuie să se vadă și... Am văzut că au Mă uitam la ei, mă uitam la ăsta, mă uitam la ușile de ieșire. Noi nu avem aici. Alea care sunt de obicei în bisericile pentecostale, de obicei în stânga și în dreapta. Exituri, scriu, scrie acolo că dacă cumva trebuie să fugi de la predică, poți fugi rapid. M-am uitat la ele, m-am uitat la ele, m-am uitat la ăștia, m-am uitat la ele, m-am uitat la ăștia, m-am uitat la, la omul ăla. Omul ăla repeta în eștire același lucru. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos să mă iertați. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos să mă iertați. Și o spunea treaba asta cu lacrimi, o liniște totală. Iar v-am zis, firea mea pământească, gândurile mele, mintea mea, asta îmi spunea, nu, acum Fii pregătit. <laughs> și în timp ce stăteam acolo, Duhul Sfânt mi-a pus în minte un gând. N-am auzit vreo voce, să nu pretindeți că am zis că am avut vreo o revelație, n-am auzit o voce așa ca și a lui Marcel Iureș, care să știu că e vocea lui Dumnezeu sau ceva, care să spună, tu te cu tare. Nu, pur și simplu Duhul Sfânt mi-a pus un gând. Și Duhul Sfânt mi-a pus gândul acesta. Să mă ridic, să-l îmbrățișez și să-i zic așa, pentru că ai avut curajul să te pocăiești. Dumnezeu te iartă. Am fie ce-o fi. M-am ridicat în picioare, l-am îmbrățișat în fața tuturor și la microfon i-am zis pentru că ai avut curajul să te pocăiești. Dumnezeu te iartă. În momentul când am spus treaba asta, toată biserica s-a ridicat în picioare și a început să se roage, fără niciun îndemn. Atât așteptăm noi îndemnuri. Ca cineva să ne dea un îndemn, să ne mai rugăm. Domne, așa de greu ne rugăm, mai ales duminica dimineața. Fără niciun îndemn, ca la o, un glas, într-o secundă, într-o fracțiune de secundă, toată biserica s-a ridicat în picioare și a început o rugăciune. Nu știu cât o dura rugăciunea aia. Inclusiv oamenii aia care nu aveau nicio treabă cu biserica, oamenii aia care erau acolo aduși din curiozitate, oamenii aia care participau acolo aduși de alții, inclusiv oamenii, aia, mă uitam la ei și se rugau, n-am ce ziceau. Dar mi-aduc aminte și astăzi, și îmi aduc aminte de momentul acela, de, de prezența lui Dumnezeu. Cel puțin jumătate de oră biserica s-a rugat fără niciun fel de îndemn și oamenii care au fost acolo îmi spuneau mă, am simțit pe Dumnezeu, n-am simțit prezența lui Dumnezeu de mult în biserică, așa cum am simțit-o astăzi. Vreau să spun ceva în dimineața asta. Ești la cina Domnului și dacă vrei să simți că Dumnezeu te-a iertat, primul lucru, recunoaște. Nu trebuie să te ridici în picioare să recunoști în fața oamenilor. De ce? Pentru că oamenii nu te uită și nu te iartă, dar Dumnezeu te iartă. Pentru că, zice David, ți-a mărturisit ție fără de legea. Nu mi-am ascuns păcatul înaintea ta și, Doamne, Tu ai iertat vina păcatului meu. Ce să fac ca să fiu iertat? întreb în această zi, pentru tu care n-ai mai participat la cina Domnului de ani de zile și de câte ori e cina Domnului că ai boală pe careva sau ai o problemă cu careva, imediat ai plecat sau ai o problemă în viața ta, imediat ai plecat. Ce te împiedică în această dimineață să vii înaintea lui Dumnezeu pur și simplu în adâncul ființei tale să te prăbușești înaintea lui și să spui la fel cum a zis harul, se cuvine pentru mine să fiu aici pentru că sunt un simplu păcătos și recunosc înaintea ta ce spune Scriptura, Doamne, un lucru de bun simț că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Tu, dragul meu, pocăit, care ai atitudinea asta de superioritate și ai senzația că pocăit ca tine nu-i pe fața pământului, tu care crezi că ești pocăit din tată în fiu și n-ai făcut cine știe ce mare păcat, nimic întinat și spurcat nu poate sta înaintea lui Dumnezeu și toți cei ce suntem înaintea lui Dumnezeu în această zi avem ce să mărturisim înaintea lui. Nu știu atunci de ce, numai rugăciunile pentru bolnavi sunt mai lungi, alea când avem de mărturisit păcate, deci, bă, suntem aici o adunătură de sfinți. Recunoaște înaintea lui Dumnezeu. 2. Acceptă că Isus e mai mult decât un simplu om. Spre deosebire de toți ceilalți, tălharul acesta recunoaște că Isus era mai mult decât un simplu om. Era acolo, a auzit, a văzut. Și la final trage concluzia și zice, Doamne, tu ești, Dumnezeu. Cuvântul folosit în limba greacă acolo este curios, adică Dumnezeule, tu ești, Dumnezeu, tu ești, Dumnezeu. Tu ești mai mult decât un simplu om. Doamne, adu-ți aminte, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Oare uită Dumnezeu vreodată? Vă întreb eu pe dumneavoastră. Ce ziceți? Uită Dumnezeu vreodată? Nu. Și expresia asta este singura expresie din tot Noul Testament pe care o găsim exact în forma asta. Mai găsim ceva asemănător în Vechiul Testament. Dacă vă aduceți aminte de Ana, mama lui Samuel, spune Biblia că Dumnezeu și-a adus aminte de Ana, când Ana se ruga cu inima frântă și amărâtă pentru că dorea să aibă un copil, Dumnezeu a binecuvântat-o. Și înainte ca Dumnezeu să o binecuvânteze cu un copil, spune Biblia acolo, mi se pare 1 Samuel, capitolul 1, versetul 19, dacă nu mă înșel, că a zis, Biblia zice, Dumnezeu și-a adus aminte de ea. Dar nu în sensul că Dumnezeu ar fi uitat, ci expresia asta vrea să spună că, că în sfârșit Dumnezeu a hotărât să acționeze în dreptul acestei cauze. Nu că Dumnezeu ar uita vreodată. Vedeți, Iosif avea colegi de pușcărie, doi miniștri prinși de dna din vremea aia, băgați la pușcărie, amândoi, mai marele paharnicilor, mai marele pitarilor, amândoi visează câte un vis. Îi vezi Iosif triș dimineața, le zice, pentru ce aveți niște fețe așa de posomorâte azi? Amândoi zic, am visat câte un vis, nu înțelegem ce -i treaba cu visul ăsta. Iosif le tălmăcește visul, la unul zice că moare, la unul că va scăpa cu viața, la ăla care va scăpa cu viața, mai marele paharnicilor, zice, fii atent, când vei ajunge din nou lângă faraon, pune o vorbă bună și pentru mine. Și asta, da, 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 Știți ce zice Biblia acolo? E o propoziție scurtă. V-am citit-o eu odată, nu așa de optimist cred că și mai aduce cineva aminte. Zice, mai marele paharnicilor nu s-a mai gândit însă la Iosif, l-a uitat. Pentru că atunci când ajungi la bine, uiți de ce a fost la rău. Pentru că atunci când ajungi sănătos, uiți de la care o sta lângă tine în spital. Pentru că așa suntem noi, oamenii făcuți, să putem supraviețui pe pământul acesta. Pentru că atunci când ajungi să-ți meargă ceva mai bine, uiți de la săracul care să te ia la coadă, nu știu pe unde. Mai marele paharnicilor zice, nu s-a mai gândit la Iosif, l-a uitat, dar știți ce e interesant? E că Dumnezeu nu l-a uitat pe Iosif. Oamenii uită, Dumnezeu nu uită niciodată, oamenii uită din diferite motive. Aseară când reciteam cuvântul lui Dumnezeu, când am citit propoziția asta dintr-o dată mi-a venit în minte așa, ca un flash, ca o aducere a minte, uh, când am recitit propoziția asta. Doamne, a dus aminte de, de mine. Mi-a adus aminte că în urmă cu ani de zile am vizitat un frate bătrân care era bolnav de Alzheimer. Și care uitase tot, dar își mai aducea minte de fica lui. Fica lui avea și ea vreo 50 ceva de ani și toată viața și-a dedicat-o familiei. Fata, Femeia asta, acum nu se căsătorise, omul ăsta a fost multă vreme bolnav, ea muncea și se îngrija de el. Și era așa de bucuroasă când el și aducea minte de numele ei. I-am vizitat de mai multe ori și zicea, uite, de tot s-a uitat, dar pe mine, zice, de mine își mai aduce minte câteodată. Oamenii uită, uităm. Uităm de cei care ne-au fost alături la greu, uităm de cei care ne-au fost alături când eram jos, când eram bolnav, când eram săraci, când eram amărâți. Așa ai făcută viața ca să poți să mergi mai departe, pentru că dacă am rămâne blocați în trecut, n-am mai putea merge mai departe. Dar vreau să vă spun ceva, chiar dacă oamenii uită, Dumnezeu nu uită niciodată. Și chiar dacă în dimineața asta îți vine să spui și tu la fel ca tâlharul acesta, Doamne, adu-ți aminte și de mine. Să știi, soră dragă, prieten drag, doamnă dragă, omule drag, că Dumnezeu n-a uitat de tine, ba mai mult Dumnezeu e gata să acționeze. Dumnezeu e gata să lucreze. Dar recunoaște că Isus e mai mult decât un simplu om. Isus e, e, mai mult decât un om oarecare, pentru că spune Biblia că tâlharul face despre Isus trei afirmații. Îi spune, omul acesta este fără păcat. E perfect fără păcat. De aceea, doar atingerea lui ne poate ierta de păcat. Degeaba te duci la un preot sau la un pastor, te mărturisești și după aia ești tot acolo. De ce? Pentru că niciun preot, niciun pastor din lumea aceasta nu poate să te ierte de păcatele tale. Tu poți să mergi să te mărturisești, e un lucru biblic și corect să o faci, atunci când ai nevoie de cineva care să te ajute, să se roage împreună cu tine. Dar preotul sau pastorul nu are nicio putere să te elibereze. Nu te poate dezlega preotul. E unul singur care poate să dezlege. E cel care a fost perfect fără păcat. Cel despre care tâlharul a spus omul acesta n-a făcut nimic rău. Vreau să vă spun ceva. Nu există om pe pământul ăsta. Cât îl vedeți voi de bun pe un om despre care să poți să spui că nu a făcut nimic rău astăzi? Deci m-auziți? Astăzi. Deci de când ați venit de la biserică, de acasă până la biserică. Omul ăsta nu a făcut nimic rău. De aceea atingerea lui este singura care poate ierta. Singura care poate libera. Doar el poate face asta. Isus e fără păcat. Isus e, e, e Domn, e împărat. Spune Tâlharul despre el. Doamne, aduți aminte când vei veni în împărăția ta, împărăția nu, nu e a noastră, biserica nu e a noastră, biserica a Domnului. Și mai zice despre el, tu ești veșnic, pentru că știu că nu vei termina aici, la cruce. Tu ești veșnic. Dacă vrei să primești iertare de la Dumnezeu astăzi, recunoaște că Isus e mai mult decât un simplu om. Întrebarea e cine este Isus pentru tine? Cine zic oamenii că sunt eu, întreabă Mântuitorul, în Evanghelia după Matei? Vedeți referința și o cunoașteți în Matei 16. Cine este Isus pentru tine? Dacă Isus e doar un personaj istoric, dacă e un simplu om, dacă e doar prorocul ăla despre care auzi din când în când vorbindu-se, vei rămâne exact la fel. Dacă vrei iertare de la Dumnezeu, El trebuie să fie mai mult decât un simplu om pentru viața ta. Punctul 3. Și chem pianistul să vină aici în față să ne apropiem de sfârșit. Avem patru puncte, vă spun asta, ca să, ca să știți. Acceptă oportunitatea pe care Dumnezeu ți-o oferă. Pentru ca să fiu iertat, trebuie să accept că sunt un simplu păcătos. Că Isus e mai mult decât un simplu om. Și trei. Trebuie să accept, accept că Dumnezeu îmi oferă oportunități. Nu multe. E, e foarte interesantă treaba asta cu oportunitățile de a fi salvat pe care Dumnezeu ne le oferă. Unora le oferă multe, altora una, două, trei, puține. Ciudat. Iarăși un lucru interesant și citiți voi în Biblie, uh, pentru cei interesați, mai ales e acolo un text foarte interesant care vorbește în Matei, capitolul 13, tot capitolul 13 sunt pildele Domnului Isus, sunt pildele împărăției lui Dumnezeu și vorbește acolo despre tainele împărăției. Și foarte interesant, una dintre tainele împărăției lui Dumnezeu e că unii ajung în împărăția lui Dumnezeu fără să o caute, dau de ea, fără să o caute. Alții o caută multă vreme și în cele din urmă o găsesc. Dacă vă uitați, adevărul ăsta e în Matei 13, versetul, de la versetul 44 la 46, cu două pilde acolo. Dar ce învățăm de la tâlharul acesta și dacă tâlharul ar fi astăzi aici, evident din motive obiective n-a putut să ajungă, dar dacă cumva ar fi în această zi aici, el ne-ar spune, dacă ai o ocazie pe care Dumnezeu ți-o dă să fii mântuit, să fii salvat, nora ta. Dacă ai în dimineața asta ocazie să stai la masa Domnului, nora ta. Unii caută oportunitatea asta. Capiu -o comoară. O găsesc. Capiu mărgăritar. Găsesc mărgăritarul. Vânt o ceau și cumpără. Alții dau de această oportunitate. Sunt pur și simplu, uite, de exemplu, sunt oameni care vin la biserică, n -au nici, n nici nu le trece prin gând să se întoarcă la Dumnezeu, însă acolo Dumnezeu le vorbește și Dumnezeu le schimbă viața. E o taină. Am văzut oameni care ani de zile au auzit cuvântul lui Dumnezeu. Taina asta, taina asta, v-am mai povestit, dar vă spun acum că se potrivește. Taina asta este de neînțeles. Când am început să predic, V-am povestit că am avut un băiat la care am spus să se pocăiască, eram acolo undeva în sudul României, m-am dus și am predicat undeva la un cămin cultural, eram în, în practică pastorală, mă rog, între care erau acolo, a fost un întreg show acolo, pentru că unii dintre participanți au venit pregătiți să ne întrerupă, unul a venit cu un casetofon cu manele, când vorbeam eu despre salvează-ți viața cu lotă, la băga manele. Ăia care erau cu noi, strigau, tăș din gură, o ieșit acolo ceva de mirul lumii. Dar în timp ce vorbeam, s-a ridicat un băiat care nu era apocăit și le-a zis celorlalți să se liniștească. Și domne totul s-a liniștit. Și am început să vorbesc cu băiatul ăsta și la final mi-a zis că vrea să se pocăiască. Era un băiat, nu știu câți ani avea. Dar îmi aduc aminte că băiatul ăsta a zis, încă nu, o să mă pocăiesc, Vreau să mă pocăiesc, dar nu acum. Îmi place ce a zis voi aici, dar nu acum. Și mi-aduc aminte de asemenea că după ce m-am dus de acolo, am primit un telefon, băiatul ăsta, când s-a întors la București, a avut un accident de mașină și atât el cât și familia lui, părinții au murit în accidentul acela. Momentul ăsta, v-am povestit despre el, a fost un moment în care eu am decis să devin predicator. Până atunci eram la București cu gândul să devin profesor, eram pasionat de filozofie, aveam alte lucruri în cap. Și atunci l-am întrebat pe Dumnezeu și n-am primit niciun răspuns. Taina împărăției lui Dumnezeu, așa o numește Domnul Iisus, citiți voi Matei 13, dar vă rog acasă. E o taină. E câte unul din ăsta, atâta le evangelizăm Domne, sunt niște sate aici în județul Bihor, atâta le-am evangelizat noi pocăiții. Nu știu ce s-ar mai putea evangeliza. Și tot nu se pocăiește niciunul. Și duce duci într-un sat, predice Evanghelia, în jumătate de cea se predă jumătate de sat. E taina împărăției lui Dumnezeu. Unii caută și găsesc. Și poate și tu cauți de multe ori ca să primești iertarea lui Dumnezeu. Cauți, cauți și n-ai găsit-o, ai, găsit ai căutat-o și n-ai găsit-o. Dar e un moment când, ca negustorul din pilda aia pe care despre care v-am spus, găsești acest mărgăritar de mare preț al iertării lui Dumnezeu, îl găsești și te bucuri. Deci, bă, am fost la biserică de atâtea ori, dar niciodată n-am simțit ce am simțit astăzi. Mă, am crescut în biserică, dar niciodată n-am simțit bucuria pe care am simțit-o astăzi. Sau altă dată, Dumnezeu te ia prin surprindere, indiferent cum va lucra Dumnezeu în dimineața asta. Mă rog ca taina aceasta a iertării lui Dumnezeu să se manifeste în dreptul fiecărei persoane din locul acesta. Mă rog ca taina aceasta a mântuirii, știți că tot e o adevărată dispută pe internet și intențional noi nu vom intra în dispute din asta cu calviniștii, cu arminianiștii, cu ăștia care spun ești predestinat, nu ești predestinat. Taina aceasta a mântuirii pe care niciodată mintea omenească nu va putea să o explice în mod matematic clar se manifestă în noi prin Duhul Sfânt. Și mă rog în această zi ca Dumnezeu să lucreze în dreptul fiecarei persoane din locul acesta. Și dragul meu tânăr, care de multă vreme vine în locul acesta, vine la biserică, dar încă Dumnezeu n-a lucrat și există în conștiința ta lucru pe care vrei să le spui Domnului, Dumnezeu se poate atinge de tine chiar în această zi. Al patrulea lucru, pentru ca să fii iertat, trebuie să accepti că mântuirea este prin har. Doamne, aduți aminte de mine. Repet propoziția asta și repetați cu mine. Doamne, aduți aminte de mine. Hai, hai să repetăm, că eu, 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 cred că voi puteți mai mult. Haideți încă o dată. Doamne, eu cred că puteți și mai bine. Haideți încă o dată. Hai. O, oh, slavă Domnului, aici partea dreaptă. Domnul să vă binecuvânteze. I-ați trezit pe vreo doi. Doamne, adus aminte de mine. Observați, nu zice, Doamne, adu-ți aminte de, de, faptele mele bune. Ce diferență între tâlhar și fariseu? Cum o zis fariseu? Doamne, adu-ți aminte, postesc de atâtea ori pe săptămână. Mă rog, nu. Zice, Doamne, adu-ți aminte de mine. Nu de faptele mele bune, că n-am nicio faptă bună înaintea ta, harul ar fi făcut fapte bune dacă ar fi apucat să mai facă. Doamne, n-am, ce să-ți dau, n-am ce fapte bune, cu, cu, ce să mă laud, dar singurul lucru de care te rog frumos să-ți aduci aminte când vei veni în împărăția ta, aduți aminte de mine, aduți aminte de declarația mea de credință, aduți aminte că am spus că tu ești Dumnezeu, aduți aminte că m-am pocăit înaintea ta, aduți aminte că m-am recunoscut ca fiind păcătos, ca toți ceilalți oameni care s-au născut în lumea asta, aduți aminte de mine, n-am cu ce să mă laud. Nu o să-i pot spune lui Dumnezeu, Doamne, aduți aminte de miile de kilometri pe care i am i am făcut pentru un Doamne, adu-ți aminte de mine, de oameni care au auzit Evanghelia prin predicarea mea, nu-i voi putea spune lui Dumnezeu, Doamne, adu-ți aminte de toate faptele bune pe care le-am făcut, un singur lucru îi voi putea spune lui Dumnezeu în ziua aceea, Doamne, adu-ți aminte de mine, de mine. Nu de faptele mele bune, că toate faptele mele bune, spune Biblia, sunt ca o haină mânjită și murdară înaintea lui Dumnezeu, că dacă viața mea ar fi perfectă și nu este impecabilă înaintea lui Dumnezeu, tot n-aș putea să-i spun lui Dumnezeu, Doamne, adu-ți aminte cât am postit, adu-ți aminte ce am predicat, adu-ți aminte ce minuni am făcut. Nu, 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 un singur lucru voi, voi putea spune înaintea lui Dumnezeu, Doamne, adu aminte de mine. E o întâmplare care zice că atunci când un condamnat care a stat la pușcărie 25 de ani se întoarce acasă, le scrie părinților o scrisoare în care le spune când vin acasă, vă rog frumos să nu vă aduceți aminte de faptele mele. Aduceți-vă aminte că sunt copilul vostru. Și Pavel spune în Efeseni, în capitolul 2, căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte ca să nu se laude nimeni, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. O să să fie Domnul! Aș vrea în această dimineață să nu fugi de la cinea Domnului. Aș vrea în această dimineață să-i spun lui Dumnezeu, Doamne, adu-ți aminte de mine. Nu-i spune lui Dumnezeu, Doamne, adu-ți aminte de câți bani am dat la biserică. nu spune lui Dumnezeu, Doamne, adu-ți aminte de câți săraci am ajutat. Nu fi ca aia care se raude, n-am făcut noi minuni în numele Tău, n-am vindecat noi în numele Tău. Dumnezeu nu neagă treaba asta, spune-Lui Dumnezeu atât, Doamne, adu-ți aminte de mine. Adu-ți aminte de mine Doamne, aduți aminte de lacrimile mele, aduți aminte de sufletul meu frânt înaintea ta, aduți aminte de, de viața mea, de pocăința mea, Doamne, aduți aminte de mine, nu de lucrarea mea vreau să-ți aduci aminte, nu de faptele mele, că n-am cu ce să mă laud înaintea ta, că tu ești Dumnezeu Sfânt și tot ce am făcut, am făcut pentru că tu mi-ai dat putere, n aș fi putut să fac nimic fără ajutorul tău, dar te rog, Doamne, Dumnezeule, aduți aminte de mine! Aș vrea în dimineața asta să nu ieși din biserică până când nu-i spui lui Dumnezeu asta, Doamne, aduți aminte de mine! Aduți aminte că a fost o zi în care am spus Eu cred că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu Care a venit în lumea asta să moară pentru păcatele mele Eu cred că Eu cred că Tu ești un Dumnezeu veșnic Eu cred că Tu ești Domnul Aduți aminte de mine Și știi ce-mi doresc în seara asta? Domnul Iisus să poată spune și în dreptul tău Adevărat spun Vei fi cu mine în rai într-o zi Adevărat îți spun că ești iertat de sub povara păcatului tău. Adevărat îți spun că de astăzi, de astăzi poți să știi că numele tău e scris în cartea vieții. Adevărat îți spun că de astăzi trebuie să faci fapte vrednice de pocăința ta. Adu-ți aminte, Doamne, de mine. A vrea în momentele care vor urma să ne ridicăm în picioare, invit trupa în față. Ne pregătim de cina Domnului. A vrea să rămânem într-o atitudine de rugăciune și acolo unde sunteți, a vrea să stați cu ochii Am văzut că unii dintre dumneavoastră v-ați rugat în dimineața asta, dar, dar știu că unii n-ați făcut-o încă. Aș vrea acolo unde sunteți să stați cu ochii închiși. Am rugămintea asta să rămâneți cu ochii închiși. Pentru că știu că dacă rămânem cu ochii deschiși, ne uităm fie în stânga, fie în dreapta, ne uităm la ce se întâmplă, aș vrea ca în momentele care urmează să, să simțim că stăm în fața lui Isus, așa cum, cum tâlharul era lângă Isus. Să-i spui lui Isus, Doamne, adu-ți aminte de mine.